Neața! Neața, neața! Da, așa că m-a întristat finalul la clipul ăsta. Păi de ce? Păi cum, a plecat cu alta? Păi asta era ideea, el m-a înșelat, știi, pe românește. A, el te-a înșelat. El m-a înșelat și eu am rămas năcăjită, sora Academia, ai văzut că am plâns? Nu, dar în șură ce s-a întâmplat? Asta nu se spune, se arată. Ai ascultat versurile piesei, Dani? Da. Eu am înțeles perfect. Spune, dramaturgia. Practic, bădișorul a fost primul pentru protagonistă. Da. Și i-a pus cu nună de dor. Ia uzi. Da. I-a umblat și la folclor. Păi nu mie mi-a umblat la folclor. Nu era, nu. Nu eram eu. Nu eram eu, era fata cu care a plecat el. Care s-a lăsat în păcat. Păi aia ideea. Și tu ai rămas practic a treia roată sau a cincea, cum se zice. Da, și după aceea el se întoarce și realizează că m-a pierdut. Da. Dar de fapt eu sunt fericită cu altcineva, așa. A, deci câștig tu. Eu, clar. Bun. Cu timpul ea câștigă, Florine, da. Spune-mi, bade, când te însori? Da. Mai mi se pare o treabă faină, o altă metaforă pe care am pierdut-o pe parcurs, dar cred că asta e greutatea. Trebuie întorsă melodia invers. Ce vrei, mă? Cine-i? Nu, ați intrat pe Instagram? Nu, mi-a apărut. Am înțeles. Păi nu e așa îmbrăcată. Zile, băieților, unde pleci în India, ce faci? Ce franjuri! Napă! Și se ține de... Putem să punem Instagram aici în spate? Nu, nu, nu! Las că aici se vede și un pic din folclor. Da! Hei! Auzi că pleacă să promoveze folclorul în India. A, păi duce! Ăsta sau ăla? Ăla! Noi ne uităm la alt folclor. Păi la ăla! Păi ți se vede o parte din folclor. Nu, se vede ce-i mai frumos de aici în jos. Da, auzi! Noi avem... Avem de aici în sus. Voi de aici în sus, asta e altă parte. Partea aia de obicei acoperită de ie. Lasă-mă! Bun! Și asta e o ie. Cea mai frumoasă metaforă din această melodie, dacă mă puneți pe mine, nu știu cine a scris melodia, dar e superbă, este... Tu ai scris versurile? Da. Hai, că ai suferit și tu. Au! Au! Că bine să arăt cei maroși se învârte. Bun! Așa. Dar care e prima meserie? Model sau cântăcioasă? Cântăcioasă. Cântăcioasă și pleci în India ca model. Da. Bun. Am furat puțin startul. E fain cum zici, ca să conchid, pentru că oamenii acasă acum sunt pe brrrr, scârt, urr, și mișcă, nici dacă îi punem, umărișcă. Ce frumos zici că vrei să-i pui și două flori ca la mort la pălărie. Că el se duce. Este om. Am simțit-o cum trebuie? Da, foarte bine. Dacă te bade, dacă te însori, vin și eu să-ți pun două flori. În sensul în care el a murit din sufletul meu. Adică s-a însurat și... Ce e prost? Păi, da. Cum se scrie pe Instagram? Widow! Dacă te-ai despărțit și a plecat cu alta. Ce se scrie? Widow. Văduvă. Widow. Da. Nimic, o piesă plină de înțelesuri? Toată plăcerea mea pentru aprecierea care vreau să... Deci, mai ales când îi bagă mâna la folclor. Băieții au vrut să-ți ureze în alt fel baftă în India. Da, vă mulțumesc tare frumos și sper să vă surprinde acolo, pentru că totul sunt 3 luni în care o să promovez frumusețea unei românce într-un alt continent. Să-ți iei niște slănină cu tine. Da, nu mănânc. Niște pălincă. Nu mănânc? Niște pălincă, poate mă duc acolo și... Exact ce... Te-ntorci cu un indian. Și pe alte Doamne culori. Păi da, găi, cu ăsta cine e? Ai ceva model. No, ce vreau să zic, în ce clasă ai ajuns? Ce scrie pe ecran? Ești a 12-a. Da, păi de-aia încă suferă după un bong, îți dai seama. Stai liniștită, până anul 2 de facultate o să uiți. Așa ai făcut și tu? Eu în anul 2 de facultate m-am apucat drept să spui. Nici n-a prins anul 2 la facultate. Că nu am fost atras în șură. Nu i-a plăcut etnografia și folclorul. Am fost atras într-o șură mai târziu. Adică n-am fost early bloomer. Și nu era șura lui, era șura mea. Da, a fost greu, ce să mai. Da. Îmi pare foarte rău, dacă știam te aduceam la Cluj acolo. Cam toate fetele au șura lor. Nu, e târziu. S-a dus. Da, știam, nu, dacă ai idee. Cât facem până la Cluj? Că termină, nu te uiți la tine, Bage. Cum e? Bage până la o vârstă și după aia e... Bage de când e mic, badea meu, badea tău și badea până la moarte. Da?
Da. Nu. Și nenea bade un pic și mai târziu. Tataie. Tataie. Și tataie, la voi tataie, la noi altfel, da. La voi tataie. La voi tataie, da. Da. Noi n-avem. Bun, nu ne băgați în seamă, hai să-ți iau două flori. No, îți urăm baftă, Ninia. Vă mulțumesc, are frumos. Și să te întorci cu rezultate minunate pentru folclorul românesc. Exact, bine, da, folclorul celălalt. Asta e, folclorul celălalt. Mulțumim frumos, Iulia Merca. La Neața, căutați-o pe Instagram. Ne întoarcem imediat după pauză. Stai la Neața!